Pe 25 octombrie a fost marcată pe întreg teritoriul țării Ziua Armatei, manifestările fiind destul de restrânse din cauza condițiilor pandemice cu care ne confruntăm. La acțiuni au participat în general oficialități, alături de un număr din ce în ce mai restrâns al veteranilor de război sau reprezentanții ai acestora. La evenimentele din acest an nu a mai putut participa capitanul în retragere Miron Tămaș, veteran de război din satul Hunedoren Boz, aparținător de comuna Brănișca, acesta trecând la cele veșnice cu puțin timp înainte de Ziua Armatei și alăturându-se astfel mulțimii de eroi, știuți sau neștiuți, care au luptat pentru patrie. Odinioară am zăbovit pe băncile școlilor și printre ceea ce dascălii noștri ne-au insuflat a fost și aceea, adică dragostea de neam și de țară, dragostea de pământul nostru strămoșesc. Dacă în urmă cu zeci de ani, când ni s-au dat fiecăruia dintre noi aceste cunoștințe despre istoria patriei noastre, dragi, ne gândeam atunci cât dintre ei mai sunt printre noi, cât dintre ei sunt știuți și trecuți în cărțile de istorie, dar și unii și alții trecuți și știuți în cartea vieții a lui Dumnezeu. Sicriul cu corpul neînsuflețit al veteranului de război a fost acoperit cu drapelul tricolor și, în semn de înaltă recunoștință, Miron Tămaș a fost îngropat cu onoruri militare. Salve! Salve! Capitanul în retragere, Miron Tămaș, veteran de război din Boz, a încetat din viață cu doar 4 zile înainte de a împlini vârsta de 100 de ani.